ziua. În urma discuțiilor care le-am avut pentru a facilita trecerea locuitorilor de la Sărmăreț spre oraș în zona veche, a creat trecere ilegale ferată, am convenit cu autoritățile locale să facem o bandă de stocaj pentru cei care doresc să vină spre oraș și o bandă de stocaj pentru cei care vor să iasă din oraș, în așa fel încât să nu se încurce circulația rutieră și să se facă ambuteiaje la trecerea de cale ferată. În rest, reglementările rămân cele care sunt și o să luăm măsuri în cel mai scurt timp să discutăm cu calea ferată, să vedem în ce condiții se poate realiza. Soluția este practică, se poate realiza. Probabil că, eu știu, va dura maxim 2-3 luni de zile până... Nu există! Nu! 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 Domnul Sfântate, ce am fost? Vă rog frumos! Asta se deliberează la momentul de față. Oameni buni! Nu e oastră, proști domnul Bob! Nu! Dar nu-i vorbim! Vă întrebați ce se vorbim! Nu, nu, nu! Acum le dați! Faceți acum și cereți de răzut! Nu, nu, nu! Acela trebuia să fie la cantreia! Și unde nu citit 5 ani! Deci, ascultați-mă! Și eu am venit peste care ați venit! Ascultați-mă! Da! Deci, dimineața la ora 8, au venit colegii dumneavoastră de la Sărmăreț la mine la birou. Eu am avut gândul și o înțelegere să vină. Am discutat soluția asta, care o discutăm aici, l-am sunat personal, pe șeful, pe domnul Salor, pe domnul director general, Cecan. Mi-a spus gândirea dumneavoastră. Eu bănuiesc că sunteți soți din Sărmăreț, da? Și din bani de întreținere, urmând concomitent, să se dea problemele ca să nu încalce pe dimetrenul, ca să poată să fie în siguranță, cum i-a spus domnul Cecan, că acolo lună sau ceva au fost un accident. Asta e o aberație. Domnul Gofo. Dar nu opri! Dar cum ar nu luați de proști? Dar stați un pic, acum. Cu ce? Aici la care nu trebuie cu proști. Dar cum e la noastră, că ați o prășoare? Dar nu sunt gata, dar stați un pic. Vă rog frumos, dacă crezi că oamenii aștept, ideea asta, cum să vorbim, noi n-am venit să luăm pe nimeni de probleme, am venit să vă rezumăm problema. Problema era simplă. Și acum, dacă vreți să vă spun cum e cu proștii și neproștii, vă spun cum e. Problema asta trebuia rezolvată înainte să facă recepția. În momentul în care dumneavoastră ați avut această doleanță, iar eu nu întâmplător, nu o secundă, nu întâmplător, am spus înainte de câteva zile, încă nu-i momentul bun, că știam de nefusenie mulțumire. Dacă ne trezeam mai repede cu vreo două săptămâni pe subiectul ăsta și autoritățile, eu vorbesc în calitatea mea de președinte de partid și sunt alături de prefectul județului Satu Mare, care nu a greșit cu nimic în toată această perioadă. A fost trup și sufletul dumneavoastră. Și eu, alături de el și de ceilalți colegi amin, sunt alături de dumneavoastră. Și vreau să rezolvăm problema ansvai. Pentru că nu vreau să se transforme într-o problemă politică, oricum, mie mi-e deja creață când văd că toată lumea numai zboară la realizări și vrea să vă spună, dar la voi nu se gândește nimeni. Și pe mine asta mă revoltă. Și atunci, tu terminăm. Acum, eu cum termin, după aceea stau la dispoziție. Și atunci, soluția este în felul următor. Instituțiile statului trebuie să facă datorie. În primul și în primul rând, DAIR-ul, pentru că este lucrarea lor împreună cu Ministerul Transporturilor, trebuie să găsească soluție pentru dumneavoastră. În rest, celelalte probleme, că discutăm cu cei de la Comisia Rutieră, cu Poliția, cu căile ferate, astea sunt lucruri de gradul 2. Gradul 1 este rezolvarea problemei urgente și să mai scoatem după lista cu ăla, cu ăla, cu ăla și cu Poliția. Nu! Asta este o problemă a dumneavoastră.
Eu m-am întâlnit cu colegii dumneavoastră de acolo, am vorbit cu domnul Savon și am spus, trebuie rezolvat și pe domnul Banților, i-am mai dat o idee astăzi și dânsul analizează, am zis, domnule, hai să rezolvăm și calea aia, trecerii de pietoni înainte de calea ferată. Și dânsul mi-a promis că găsește o soluție, să vedem câțiva metri mai departe, să nu fie în curbă, ca să nu-i lovească pe cineva cu nimic. Adică trebuie să o gândim oamenii așa. Din punctul meu de vedere, problema se va rezolva cel mai scurtin. Un singur lucru vă rog. Și chiar vă rog frumos. Orice problemă aveți, instituția prefectului vă stă la dispoziție, cu gălăgie, cu ținut de proști, cu chestia asta, nu ajungeți nicăieri. Ajungem de râsul lumii, la televiziunile centrale și peste tot și ne facem de râs că s-o inaugurat. Cel puțin vrem să fim auziți, mă iertați. Da, sigur. De 16 am depus o petiție la primărie. Nu ni s-a dat absolut nimic. În 16 iunie am cerut problema respectivă. Nu ni s-a dat absolut nimic. Asta vă răspunde domnul, vă răspunde domnul Moșului că ești prezent. Eu v-am spus din punct de vedere al momentului. Din punct de vedere al momentului sunt pentru dumneavoastră total. Am stat de vorbă cu reprezentații dumneavoastră care au fost de dimineață la 8 la mine și am stat și eu zic că asta e soluția. Domnul Sabău este cel mai măsură împreună cu domnul Ardenan Galatnaim și de aici încolo s-o scoatem după lista bătăilor politice, pentru că toată lumea se bate politic, dar nu a să nu se vedea și nimeni. Și pentru asta vă rog din suflet să amorsăm lucrurile, să lăsăm să decurgă lucrurile normal și cel mai scurt timp să fie treaba rezolvată. Cel mai scurt timp ar fi bine ca lucrurile iasă să ridice betoanele. Asta cu betoanele, asta domnul Savoș și cu domnul Ardenan. Calea ferată și în momentul de față, semnalul optic și sonor funcționează. Deci nu CFR-ul nu opri semnalul optic și sonor. Poate fi cu accesul liberanilor, dacă e problemă. Nu limite de plănașul o secundă. Sâmbătă seara după protestul spontan. O lovim mașina pe un biciclist. Acolo. Salvarea putea să ajungem 10 secunde la el. O trebuie să facă 3,5 km. Are de casa, prima casă, trebuie să facă 3,5 km. 10 metri. Nu normal. Nu e normal. Vine jandarmeria la intervenție. Trebuie să facă 3 km pe sens. 3 km înapoi. Pentru 10 metri. Noi facem, domnul Băbor face un jur de 6,5 km, cel puțin e odată. Pentru 100 de metri. Tatăl, fraților, cred că am fost discutit. Prezența mea aici, nu era normal să fiu aici, unde e prefectul și nu. Este pentru că au fost colegii dumneavoastră la mine de la ora 8. Și eu m-am angajat față de dânsul. Apreciere. Mulțumesc. M-am sfatentat și găsim soluție. Și eu am dat telefon unde știu că trebuie dat în momente de criză. Și nu se poate da decât la autoritățile statului. Dar așteptăm trebuie să vorbim. De ce se așteaptă momentul? Nu, e o greșeală. Au greșit toți în lanț. Autoritățile statului au greșit toți în lanț. De ce poliția rutieră trebuia să fie de față când s-a făcut proiectul și s-a semnat proiectul ca să se vadă? O să ajungem la jucătare de eu vă spun ceva. Este, ar trebui să fie cel puțin. Eu o să vă spun acum ceva. O să vă spun acum ceva, chiar dacă se supără cineva, dar nu mă interesează. Am impresia și o părere personală că Sătmărelul și Bata Blondă nu prea-ți băgat în seamă de că niciodată. Asta este un lucru rușinos. E timp să vă și vă, pentru că eu nu țin 30 de ani încercat la drumul ăla prost. Da. Cu tot așa, cu scandalul și intervenții s-o făcut. Și la chestia cu drumul, eu am pus tabac și eu i-am spus la Coica, fără. Numai eu n-am ieșit în față. Domnul, am terminat. Nu te interesează. Vă rog frumos, aici este instituția statului care vor face treaba. Eu v-am dat un răspuns la solicitarea colegilor dumneavoastră. Noi am găsit soluția de aici încolo. Eu sunt vreau convins de domnul Sador, care e de bună credință. Chiar de bună credință. O să ne convingem. O să vezi. Am o întrebare. Vă rog. Cine este președintele Comisiei de Circulație? De ce nu este prezent aici? Ar fi direct implicat. Cel care a sunat. Mi se răspundă la această întrebare. Hai să zic reprezentanții primăriei. Absolut. Domnul Bogor. Acum s-a întrebat. Stai să răspundă la întrebare. Acest proiect de centură este tuturor de
Compania Națională a Studiului Rutiere, da? Aici vă spun sincer, autoritatea publică locală în municipiul Satu Mare nu a fost consultat într-o nicio fază în ceea ce privește rezolvarea unor aspecte de circulație. Deci plânșii au venit, mă rog, proiectanții au venit, au proiectat. Care sunt efectiv de băgat în seamă. Dar puneți problema a traficului greu cu bucatele și de o parte nici la pantură. Pe unde să trec tractoarele și cu bucatele la bază? Pe unde? Pe unde să iniciați toate două luni de zile? Dom'le, campania a început la treia dublului. Pe unde să circulă la baza de recepție? Pe unde să intră? Explicați, răspundeți. Am o rugăminte, stați puțin, îmi spun punctul de vedere. Haideți să ascultăm fiecare pe rând. Vă rog tare mult! În varianta inițială și o să merg. În varianta inițială pe care am știut-o noi, atunci problema ridicată de dumneavoastră, pe unde vor trece și cum vor traversa utilajele agricole, au fost rezolvate. Asta era o fază de studiu de fezabilitate. În momentul în care s-a trecut la fază de proiectare, pur și simplu acele noduri prin care se putea trece peste centura de ocurire, varianta de ocurire, au dispărut, au rămas numai nodurile principale. Bun. Am solicitat, pentru că era un scandal și știm ce înseamnă agricultura, da? S-a solicitat de la către Gnair, au revenit și acum sunt în execuție 19 km de drumuri de exploatare, drumuri, așa zise, colectoare, drumuri colectoare, care vor deservi utilajele agricole. Aici iarăși este un scandal, pentru că n-am vrut să acceptăm soluția propusă de către Gnair cu stabilizarea pământului numai prin plurosol, deci un pământ stabilizat, pentru că la prima ploaie era devine impracticabilă. Și solicităm și am solicitat mai departe ca cele drumuri să fie pierdute ca să putem întreține. Și aici, și aici s-a vorbit de la coadă la cap. În primul rând trebuia luat legătură cum o studiau reprezentanților și cu proprietarii de terenuri și luat măsură și promis, luat acte și apoi se facă drumurile colectoare, nu, iar le luăm de rău. Și asta se creează, uitați ce s-a întâmplat aici, așa se va întâmpla iară peste unul și peste două, dar e un problema. Oamenilor sunt de acord cu circulația la școală și la serviciu, dar pâinea aceea din toate zilele, început campania, pe unde, dați-mi un răspuns, eu am utilaje, tractoriști, pe unde plecați la bază. Și noi avem terenul care ce punem pe campania. Dar ambele părți, am zis la general, răspundeți, pe unde? De 16 ani această petiție vis-a-vis de circulație. Din păcate, nu este de competența municipiului Satu Mare. În ceea ce putem să facem, trimitem mai departe la CAIR pentru rezolvarea problemei. Ați văzut și acum. Deci, soluția vine din partea dânșilor. În momentul în care sunt beneficiarul acelui proiect, din acest proiect, nu a fost predat la primărie absolut nimic. Greșiți profund. Eu nu am participat la recepție, nici un membru din primărie nu face parte din comisia de recepție acestei centuri. Există persoane, nici nu știu dacă din Satu Mare este cineva, eventual de la ISC, care preiau lucrarea. Este o comisie națională care au venit de la București. Nu știm, nu cunoștem. Și dumneavoastră nu se poate aici. Bine, că dăm un furtor de mari la oamenii ăștia care își fac este curățul. De ce nu s-a comunicat în felul următor? Dom'le, nu e de competența noastră. Ca să ne sunăm o problemă. Trimiteți un mail la cine e? Sau la drumul, da? Ca să vedem cât e mâinirea. Trebuie să primim răspuns. Nu 30 de zile să-mi știu foarte bine și ați comunicat cu Gnairul. De ce de pe dorobanților au cunoscut această problemă. Am discutat personal, domnul viceprimar,
eu telefonul primer, ci v-am solicitat ca cetățenii de acolo să se adreseze direct, pentru că noi degeaba spunem, nu ne cred. Având în vedere descripțiile care au fost și pe strada Dorobanților, primăria Satu Mare a trimis către CNAIE solicitarea dumneavoastră în ceea ce privește găsirea unei reglementări de trafic pentru a facilita accesul pietonal. Din păcate, solicitarea noastră nu a primit avizul pozitiv de la Comisia de Siguranță a Circulației din partea CNAIE. Ce vreau să vă mai asigur încă o dată, cu toate doleanțele dumneavoastră, care am discutat și cu domnul Carlo Ciucotu, care a fost și în audiențe, cu drumurile colectoare, cu toate problemele care au apărut pe centură, subliniez și eu faptul că Primăria Satu Mare nu a semnat și nu a fost parte la procesul de bază de recepție, dar pot să vă asigur că toate elementele pe care cetățenii municipiului Satu Mare le-au semnalat au fost trimise către CNAIE și sperăm să fie parte într-o anexă la procesul de bază de recepție și problemele care trebuie să fie remediate. Dar de ce s-a făcut recepția? Nu suntem parte, încă o dată repet, Primăria Satu Mare nu a fost parte la recepție. Dar ce s-a făcut recepția? Primăria Satu Mare nu a primit niciun aviz. Și nu s-a cerut niciun aviz. Avem o problemă. Eu vreau să rog pe înțeleg să spună poliției municipiului să vină acum. Cum reglementez acolo ce semne trebuie să pun și am luat într-o oră parabenzi. Am zis la colegii noastre de dimineață. Noi nu plecăm de aici, nu rezolvăm problema. Și vă spun ceva. De-aia nici n-am să zic. Eu am văzut de la început că lucrurile astea nu pot de fi. Adică am prea multă experiență. De ce le-ați lăsat? De ce le-ați lăsat? Am un rugament de la dumneavoastră. Dacă v-ați asumat răspunderea că a spus acum clar, eu am teren în Valta Domnului, un hectar și 60 de ani. Și a spus că nu s-au băgat în seamă străzile respective și parcare. E o realitate, ce Dumnezeu! Unu, de 6 ani de zile am terenul acolo, nu a venit nimeni să vadă cum arată drumurile acolo. Oare când taxele le plătim și noi tot așa? Domnul de la primărie, domnul primar, de ce nu vine dânsul pe jos? Nu știu ce vreau. Atunci cine poate să-l tragă de la răzare? Dânsul nu are șef. Ne-au luat terenurile de 5 ani de zile, le-au grăbit ca pe niște șomorani acolo, nu ne-au plătit niciun leu pe terenurile care... Dar nu m-a problema de la Râtul Mare, care este blocată complet. De ce nu s-a putut face cetățenii? Ca să se trece un pod cu minim 2 metri ca să se poată circula. Cetățenii, vecin cu dânsul și nu mai putem să trecem, trebuie să facem un pod să trece acolo. Dacă nu ne-am dat dacă